Azi o să vă arăt cum se face punctul bob de orez în varianta croșetă. Da. Se montează în ochiuri pare. În cazul meu am montat 12 ochiuri de lanț. Începând din al doilea ochi, deci nu primul, al doilea, vom face un punct, un picioruș mic. În următorul vom face un picioruș dublu. În următorul un picioruș mic. Picioruș dublu. Picioruș mic. Dublu. Vom intercala tot timpul un picioruș mic cu un picioruș dublu. Cum urmează un picioruș mic, iar un picioruș dublu. Și așa până la sfârșitul rândului. Am terminat cu un picioruș mic. Vom face două ochiuri de lanț. Iar acum, ca să vă explic, rândul următor, unde am făcut picioruș dublu, vom face picioruș mic și unde am făcut picioruș mic, vom face picioruș dublu. Deci noi am terminat cu picioruș mic. Două ochiuri de lanț înseamnă piciorușul dublu. Iar în celălalt vom face un picioruș mic și continuăm. Picioruș dublu, picioruș mic, picioruș dublu, picioruș mic. Asta este tot modelul, intercalând piciorușul mic cu piciorușul dublu. Picioruș mic, dublu, mic. Să nu uităm niciodată de ultimul ochi, care aproape nu se vede. Dar este aici. Dacă vă vine mai ușor, puteți să puneți acele acușoare de siguranță. Ne întoarcem. Deci am terminat cu piciorul mare. Facem un loc de lanț, care înseamnă un piciorul mic. Ne întoarcem și vom face un piciorul dublu. Picioruș mic, dublu,
Deja începe să se observe. Este foarte frumos acest model. Este și pe o parte și pe alta este la fel. Deci se poate folosi la fulare, pături pentru bebeluși. E foarte frumos modelul. Am să lucrez o bucată mai mare ca să vedeți cum se așează și ne vedem. Cam așa arată. Deci, cum v-am spus, este foarte interesant acest model. Este foarte ușor, până și începătorii îl pot face, nu e deloc complicat și se așează foarte, foarte bine. Sper că v-a plăcut și ne vedem următorul videoclip, următorul tutorial.